Am revenit. Este ora 8. Ne-am dezmorțit și noi un pic cu niște videoclipuri de pe YouTube. Găsești pe YouTube, într-adevăr, de dimineață poți să-ți începi ziua cu bine. Doar să știi unde să cauți, nu? Să ai câteva ponturi. Bine, o să vă dăm și filmulețul imediat. Să râdeți și voi foarte bine. O chestie de asta cu capra cu trez spusă în limba romanes, nu? Da. Da, varianta... Vrem să vă arătăm povestea capra cu trez, varianta romanes, povestită în limba romanes, dar și cântată. Capra cu trez cântată, știți? Dacă dragii mei colegi legem astăzi și cu plasma, hai să ascultăm capra cu trez, povestită de către un... om care este frustrat, care are o problemă personală cu Eminescu, Creangă, Lucian Blaga. Da. Era un ban cu poliția, îl oprește pe cineva. Vreau să fac și o povestire, să vadă domnul Ion. Nu sunt fraier, cum vorbește el și vă vorbește toți de buni Eminescu, ăștia, Blaga, Lucian Blaga, vă face vorba că sunt bai de capul meu, dar nu sunt. Cine știe ce spun eu acum, poate să-mi dea nota de la 1 la 4. Se trânece, se trânece. Si mai e capra, e trinezi. Aca n-a s-o del duma capra o ceaze. Nu! Beșez manța cu minți, beșez cărei cu minți, că mergeau ando furotelele s-halimos. Va, va, mamă, va, hai gea, gea că m-a îngăboc del duma o... Iedolo mai bari. Mo, că n-a dat tu drum la nimeni. Conghilabas parola. S-o parola ce? Trăiesc, cuiesc, și-am amintă, scuiesc, că mama va duce vouă, lapte, carne și șuncă. Oh, 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 oh. La 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 la. Trăiesc. Pe cucuieți, o bre, o, o, dai, o, hai gea, unul mai banditul, așa unel s-o del duma capra, așa avea loc care andoiezi. Ciuc, 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 o edul mai bari s-o del duma cate. Cone, bre, mensu-mi dai, o prales cu o țâg, nu? Del duma, nasi tu dai, bă, dacă tu s-am dai, del duma o parola. Acă nu, lupulus, începe și ghilabas. Trăiesc, cuiesc, și-am amintus, cuiesc, că mama va duce vouă, lapte, carne, lapte, carne și-un căouă, lapte, carne, lapte, carne și-un căouă. Trăiesc, cuiesc, păi, să nu-i văd ce lumea, mama. Deci nu pot să cred. Dar totuși, mă, simt umorul ei. Nu, el chiar vorbea serios, adică nu-și dădea seama că s-a făcut de râs cu chestia asta, adică... El a zis-o... Persevera. Da, da, îi plăcea. Ea persevera în prostie, știi ce înseamnă. Ideea că e plin YouTube-ul de genul acesta de filmulețe, cred că o să facem un obicei în fiecare zi să găsim un filmuleț, să-l dăm așa, că... Atunci când făceam emisiunea la rece, înainte de a emite și emitam doar pe internet și pe interior, ne amuzam copios de... celebrul din Cluj, cum scapă numele. Prietenul nostru. Petre Nelson, da. Bine, erau amuzante de tot. Dar probabil o să găsim și câte un videoclip așa cenzurat. Da, ce se poate, da. Că, câte un videoclip cenzurat și cu Nelson de la Cluj. Bun, revenim la subiectul cu biserica și la cu oile noastre, scandalul. Că am trecut de la lup la oile noastre, da. De la capre și lupi la oi. Că... Na, noi suntem niște oi duse la tăiere, știi, că așa se zice în Vechiul Testament, ca niște oi duse la tăiere. Da, vă spuneam despre scandalul de la Biserica Sfântul Ștefan din Brăila. Atunci mai mulți enoriași, să le zic așa, i-au făcut și o pagină de Facebook episcopului nostru, Petroniu Florea. Așa se și numește pagina, Petroniu Florea, episcopul metrosexual care ia decizii în numele Domnului. Au umplut Facebook-ul cu tot felul de poze. Da,
uitați și diferențele? Nu, mă rog că în 2010 arată mult mai bine ca în 2008. Arată mult mai bine, am tinerit. Da. Da. Ți-am zis, părul alb e ok, nu, nu știu de ce. Nu știu care sunt răspunsurile lui, adică totuși dacă îl întreabă ceva, băi, de ce? Da, și sursele pozelor sunt ziarul Bihoreanul, unde Petroniu a fost vicar al Episcopiei Oradiei, și site-ul creștinortodox.ro. Da. Ce, dar nu, da, comentariile, că Doamne ferește să citești. Comentariile nu, doar descrierea L'Oreal, pentru că meritați. Coafura rezistă. E făcută să reziste. Zalău, să reziste, coafura rezistă. Strada Lacului, coafura rezistă. Le dai pe toate locațiile, coafura rezistă. Da, uitați și Conacul. Da, deci, nu știu dacă în ce alte județe limitrofe există așa ceva. Adică sunt curios dacă ce alte episcopii din ce alte județe au investit chiar atât de mult în... Și noaptea se vede super, adică da, bănesc că s-ar vedea și din... Sunt palat acolo. Da, uite. Cam asta este. Au făcut tot felul de pagini de Facebook, anti-Petroniu, războiul și... Da, uite-l pe Popa Gudea, Septimiu, contabilul Petroniu, Laur. Da. Prea vopsitul Petroniu are contabil bețivi. Uite cum s-a relaxat Popa Gudea, Septimiu, contabil episcopiei de delegație în Germania în toamna anului trecut. Ați observat acum... cele două lăzi de bere de sumasă, nu? Să fie de bine stimabile. Nu e o problemă. Adică eu n-am nimic cu chestia asta. Adică dacă ești prea sfânt să nu bei o bere sau un par de vin sau nu... E o, și o chestie cu alcool, așa. Da, vrem să vă spunem că toate pozele, tot ce am publicat de acum, sunt de pe Facebook. Sursa este Facebook, nu ne aparțin. Am preluat de pe Facebook aceste poze. Da. Da. E, ce mai? Are și domnul episcop Petroniu, are, mă rog, mândria lui. Altfel nu mă explic, adică ține la imagine, nu? Ține la imagine, că altfel... Da, bă, George Clooney, uite, am bătrânit frumos, Sean Connery am bătrânit frumos. Când a apărut grizonatul în păr, a fost mai sexy Clooney. Deci, până atunci, la Brad Pitt, sunt curios ce se întâmplă, că... Și ăsta se pare că a fost frumos... Cât a fost tinerel, a fost frumoșel. Acum e mai macho că a trecut și el undeva la 40 ceva de ani și așteptăm vârsta aia a unui bărbat care maturitatea e acolo, la 50 de ani. Trebuie să arate super, să emane masculinitate, cum e Clooney cu Connery, are 70 ceva de ani. Dar... Și acum e idolul multor femei. Îți place Connery? Uite! Cum arată pe timp de noapte? Parcă e o... Balatul. O pistă de decolare, a? Da, pistă, nu? Balizată pentru decolarea. Poate să vină, că totuși făceau ăștia probleme, mă, că nu avem... Da, dar acum să vezi că și acolo în spate, plin de lumini, probabil o să mergem într-o seară să filmăm. No, pistă de, cu balize aici la ISU, uite-o. De aici putea ateriza elicopterul. Nu știu care e distanță. Smurt pe timp de noapte. Nu? Uite ce. Balizată de toate... E o zonă acolo unde... E o zonă accesibilă. Nu sunt copaci, stâlpi în zonă. Păi... Le-ar percepe taxe de aterizare. Bine, ar veni... Ar fi cauze d-astea urgente. Ar fi numele domnului. Da, nu puteți ateriza. Taxa. Da. Cam asta este cu... Biserica din Sălaj. Cu... A fost legat biserica sau numele bisericii, a ținut capul de afiș al ziarelor, al televiziunilor o perioadă lungă, lungă de vreme. Dacă până mai povestim cu Cipri un pic, vă caut și un filmuleț cu scandalul de atunci și de la biserica din Brădet. Da, păi bănesc că
au făcut și cei de la Televiziunea Națională și au postat pe YouTube, că mă gândesc că așa, sau colegii de la Greu TV au filmat în zona atunci, sau? Da, au filmat și cei de la răsărajul lui. Hai să vedem. Uite aici. Da, după cum observați, lumea atunci s-a ridicat din picioare sau au plecat din băncile bisericii să protesteze. Deci când a început slujba s-au ridicat și au plecat, până atunci s-au adunat frumos și acum încep cu lozincile, nu? Da, uite, s-au ridicat când a început slujba și au început să iasă. Și după care au început cu lozincile de... A, da, avem. Este la spital, convins totodată că i s-a făcut rău tocmai din cauza situației tensionate. Ia uite. În acest timp, un preot oficia slujba cu biserica goală. Bă, om a fost conștiincios, nu? Și a făcut, știa că de la 9 la 12 trebuie să ții slujba, nu? Înaintea lui Dumnezeu a fost curat. Adică da, ei erau curați înaintea lui Dumnezeu, dar... Mi-a făcut slujba, e de bine. Uite, și de aici începe... Începe show-ul. Părintele a avut un raport deosebit în anii aceștia, a fost alături de noi, este alături de copii, de bătrâni, de toate problemele tuturor. Motivele sunt puțin denaturate, ceea ce apare în presă, ce au apărut la televizor și așa mai departe. Noi sperăm să fie schimbată această decizie. Dacă nu schimbă decizia, o să continuăm. Nu intrăm în biserică. Decizia noastră, nu intrăm în biserică. Biserica este a noastră, nu intrăm în biserică. Biserica asta noastră. Asta e de reținut. Să punem și pe asta. Părintele Coste este prietenul bolnavilor și al celor încercați. Biserica noastră mi se pare prea mult. Nu mi se pare prea mult. Biserica a fost construită din banii oamenilor. Toate bisericile, până la urmă, sunt ale noastre. Adică, după părerea mea, nu cred că ar trebui să decidă unul numit ce se întâmplă într-un lacaj de cult construit de oameni, nu? Merge acasă și spovedește, dacă dânsul știe, chiar dacă nu, și se roagă pentru ei. Ceea ce mai rar sunt părinții care fac lucrul acesta. Da, hai să vă arăt și imaginile scandalului. Aici începe circul. Ieși afară și de-astea. Uite aici cu ambulanța, l-au scos. Incredibil ce se întâmplă. Mai rău ca pe un stadion de fotbal, parcă este Steaua Dinamo. N-a aruncat nimeni cu scaun încă. Nu, încă n-a aruncat nimeni cu scaun. Dacă mai erau oricum niște petarde, erau și pe acolo. Uite la microfon, liderul galeriei. Da. Asta e din priceazda de duminică. Ai văzut la microfon? Uite, da. Uite și cu jandarmii l-au scos pe popă. Se întâmplă în anul 2012, Zalău, cartierul. Ne folosim și de copii pentru mesaje. Episcopia intenționează ca în locul acestuia să fie instalat un nou preot, Septimiu Gudea, iar... Da, ați putut observa și imaginile scandalului de la Biserica Sfântul Ștefan din Zalău. Bă, da, tare, da. Deci români, zeloanii pot fi solidari pentru... Da. Nu cred că a fost atât de solidari într-o problemă. Asta, într-adevăr, știi, dacă a făcut multe pentru mare parte locuitorii din zona Brădet, că aceștia merg acolo la Biserica Ștefan, îi înțeleg într-un fel. Nu înțeleg manifestarea mai puțin ortodoxă, să spunem așa. Oricum, probabil este acest spirit de turmă. Când îl vezi pe unul care urlă acolo la microfon, ieși afară sau rușine să vă fie, ce spirit de turmă. Da.
Cui duie oamenii, când intre jandarmii, duie, păi da. Ce treabă aveau jandarmii? S-au dus să nu-l linșeze cumva. Nea omul care și-a făcut. N-a făcut decât să țină slujba de duminică. Fără... Oricum, ideea este că toți acești înalți prelați, în altele fețe bisericești, a trebuit să, după acest scandal, trebuia să-și dea demisia, să plece acasă. Nu, nu există cuvântul demisia. La ei nu, păi, nu există, ei nu au... Păi nu, pă, de, nu dexul lor nu au cuvântul demisie, dar după să te linșeze, mai că nu l-au linșat, Eneria, da, și este un lucru grav, să strigem, să ajungă clerul. Ideea e, ți-am mai zis că... Să ajungă atat... clerul să fie linșat de oameni. Atâta timp cât se pun între ei acolo pe posturile de conducere, nu o să se întâmple nimic. Dacă te pune cumva Dumnezeu să fie acolo, lucrurile se schimbă, într-adevăr, au valoare și se schimbă. Poate pe preotul Ștefan, pe preotul Coste a fost înzestrat de la Dumnezeu să ia această bisericuță din Brădet și... Într-adevăr se văd. Doar zilnic vezi la televizor, hai, nu zilnic, dar săptămânal, că se întâmplă și în țară lucrurile acestea. Să fie mutați preoți de la o biserică la alta și să reacționeze enoria și bisericii. Da. Deși... Sau o altă reacție este când le trimit în localitate un preot cărora lor nu le convine. Da, păi... Dacă nu le place ceva, oamenii reacționează. Merg, închid biserica, protestează, tot timpul se lasă cu jandarmi, cu... scandal, cu jurături, cu huiduieli. Și când te gândești că toate acestea sunt făcute în numele Domnului. Da. Deci noi în numele Domnului l-am trimis pe să se schimbe, să facă o rocadă, știi. Pe preotul vostru îl trimitem în altă parte, că facă... I-a mers prea bine acolo, află ei ceva chestii, știi? Bă, la asta merge prea bine, adică face mai mult ca noi. Adică a dezvoltat un business local acolo și nu e ok. Adică, până la urmă, și asta, avuția asta e un semn de bunăstare. Adică Dumnezeu nu te vrea să fii sărac și, deși Iisus zicea că mai degrabă intră cocoașa unei chemile prin urechile acului decât să ajungă un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Da. Totuși Dumnezeu nu te vrea sărac și da, ideea e să o faci pe căi legale și dacă mergi pe căi legale cam greu. Ai cu un preot, nu știu cât câștigă un preot. Da, e ca la vechime, ca la... Cel mai mic salariu mai sus undeva la 1500 de lei la parohiile astea mici. 1500? E mai mic, cred că, așa cum mă gândesc. Dar oricum, ai... Probabil încăture. Ai casa la care... Casa parohială. Parohială. Mai pică, mai moare un om, mai... Trebuie să mai vii altul și ai un botez. Și preotea sa mai trebuie să muncească, nu? Adică da. Nu e doar acolo să vină... Doamna preotea. Trebuie să stea acolo. Oricum, crezi că există vreo diferență între cruciadele din Evul Mediu și aceste lupte care se dau acum? Doar de tehnologie, o diferență că ai volat tehnologia și s-a mai... În rest, lucrurile n-ai. Că Dumnezeu n-a vrut creștinarea oamenilor în sensul ăla, așa cum au luat-o cruciada, știi? Mergem noi din Anglia, al lui Richard al III-lea și Wilhelm Cuceritorul să îi creștinăm pe ăștia în Israel. Adică mi s-a părut o chestie, ce să fac în Israel? Că de acolo a pornit și noi să-i creștinăm. Da, mă rog, în fine. Păi la fel și acum o să... Nu se războaie, dar lupte. Când ajungi să ieși din biserică ajutat de jandar, ai o problemă. Trebuie să-ți pui semne de întrebare acolo. Bă, ceva nu-i în regulă, da. Da, aici e lupta interioară, aici jos pe pământ se dau luptele cele mai mari. Dacă ne-am rezolvat problemele aici și acolo, cred că ar fi altfel, dar orgoliile, frate, ego-ul ăsta, tel. Și am zis și o zic și acum, cea mai mare foame de bani ei, la bisericile de tot, la înalții prelați, la pastorii bisericilor neoprotestante, care e și un păcat, dacă
îi condamnați pe cei care beau și fumează și, mă rog, tot felul de vicii de-astea mai mici. La fel de bine, păcatul e destul de mare, foamea de bani. Și... foamea de bani este mare și nu este doar la nivelul episcopiei, să zic așa, sau la nivelul conducerii bisericii din Salaj. Foamea de bani o găsești inclusiv la cântăreți, la nu știu cum se numește. Bine, mă, ăștia sunt artiști, adică n-au... Nu. Deci la... Uite, hai să zic, dau un exemplu concret. Și nu s-a întâmplat odată. Am observat chestia asta la mai multe nunți la catedrala din centru. Te referi la cei care cântă în corul bisericii? Da. Nu. Există un cântăreț și un, nu știu cum zice, diac. Diacon. Diacon, nu știu. Mă rog. Un ajutor pe acolo. Da. Deci este cântărețul și ajutorul respectiv. Sfat. Cel mai tare de la sfat. Sfăt. Da. Bun. Am pățit chestia asta la cel puțin 3 nunți la catedrala din centru. Ei sunt plătiți. Deci sunt angajați la biserica respectivă cu carte de muncă, iar pentru serviciile care le prestează, o nuntă, un botez, sunt plătiți. După nuntă știi că e moda nașul să meargă să împingă ceva la preot. Da. Ei, bun, merge nașul și asta am văzut-o eu, deci nu poate zică nimeni că mint. Merge nașul după slujbă. Da, n-ai și filmat. Nu. Trebuia să ieși un cadru. Împinge banul, știi? Și iese din biroul preotului, așa. Să zic așa. Vine afară și zice cântărețul către noi: nașul, dar... Nouă, nimic. Și scoate nașul o bagnotă de 50 de lei. 50 de lei pentru mine, 50 de lei pentru sfăt. Aoleu. 50 de... Au taxă, că... ți impun taxa. Nu mai discute, ei ți impun taxa. Deci la catedrală. Și zice, era unul dintre nași, zice, eu vă dau 50, ce și vă mai dau și celălalt naș 50. Hai, dă-ne tu 1 milion ca pe vă înțelegeți voi. Auzi, bă, cum punea problema. Deci în biserică fac chestia asta. Bă, rușinică, deci înaintea Domnului. Deci la catedrala din centru se întâmplă chestia asta frecvent, weekend de weekend merg. Deci nu... Da, uitați, îmi confirmă și colegii din cască. A tăiat cineva chitanță pentru aia 1 milion? Da, a tăiat nimeni. Acum dacă un aș a dat să văd tăi deci chitanță. Nu este nicio... Am primit de la mirele, Cipri, da? Nu există nicio diferență între aia mai bronzați din fața porții bisericii care vin și cerșesc și cei care cerșesc în biserică. Mascat, cerșetorie mascată, nu? Deci este tot cerșetorie. Da, deci... Bun. Da, e... Cam atât despre biserică, v-am povestit și peripețiile de pe la nunț cu cerșetorii de la catedrala, din catedrala din centru. Deci, hai de milionul ăla fără număr. Că vă înțelegeți voi la... Așa zic, hai că vă înțelegeți, dă-mă milionul. Coace, că deci, mai urmează altul. Nu au, nu, bă, da, dacă vreți, Și la Mir să mai facem și noi încă 1 milion, deci, nu? În loc să zică, bă, dacă vreți, să-mi dați și mie ceva, ok, nu. Deci iau taxă, 1 milion, atât ce? 50 de lei de căciulă. Bun. N-am gura slobodă. Aș spune o grămadă de lucruri, da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Deocamdată doar publicitate putem spune. Da. Da, okay. Hai că mobile, luăm publicitate și ne revedem peste aproximativ 6 minute. Există lucruri în viață care contează, pentru care trebuie să lupți. Lucruri care sunt făcute cu suflet, cu multă pasiune și dragoste. Aceste lucruri dau valoare în viața ta și în casa ta. Mobila Simex. Din mâini meșteșugite și cu bucuria de a crea, lemnul prinde viață și culoare acum la casa de mobilă Simex. Iubitorii de artă în mobilă ne cunosc, ne sunt prieteni și ne recomandă. În Șimleu, Silvaniei, pe Tudor Vladimirescu, numărul 24 sau pe mobilasimex.ro. Casa de mobilă Simex. Arta de a face mobilă.
Vineri, 16 august, începând cu ora 19, vă așteptăm la Party Transilvania. Scapă de monotonia orașului și vino să petreci în aer liber la Meseș Horizont, la ieșirea din Zalău spre Trestea. Un party animat de cei mai buni DJ din Transilvania, care vor transforma o noapte de vară într-o petrecere incendiară. Ia-ți gașca și hai să încingem noaptea! Eveniment organizat de Radio Transilvania, partener media Regio TV Transilvania, magazin Sălăjan și ZTV.ro. Ana Adam și urmărești Regio TV. Ce faceți? Tare bine, doamne, mulțumim, suntem sănătoși, digani. Cu ce vă ocupați? Mi s-au dus prunci în străinătate, sărace și vici. Să știți că România nu are altă șansă. Oare nu revine înapoi, ce zici? Ești tară. E extraordinar. Da, m-ați văzut agitat în ultima perioadă? N-ați să vedeți așa ceva. Asta-i viața. Salut, sunt Andreea Bălan și vă urmăriți Regio TV Transilvania. Vă pup! Atmosfera incendiară, domnule. Incendiară. Nu, asta este... o exagerare. Să tomeaști treburile. Ce facem? Eu nu vreau. Mie-mi place luxul. Nu mult, întâlnesc după bani, am că e mai scump, am bine? Nu comentez. Nici măcar la mișto. Asta am vrea. Știți ceva? Și vii aici așa, băi, ne munci în țară la noi. Niciodată. Chiar mă bucur că m-ați nimerit pe mine. Bucuroșile îmi duce toate. Salut, sunt Cerebele și te uiți la Regio TV. Aici e ca la popa. Ne învârtim în jurul cozii. Acesta este capitalismul, asta e competiția. Foarte bine. Nu asta... mă schimbă nimic. O să intrăm în faliment, e foarte clar. Mă gata, o să zic eu. Eu nu sunt comentator. E o minciună, știți foarte bine. Vă țuc pătăți. Pa. Guys are watching Regio TV.
Deschide-te ușor. Bună dimineața din nou, 8:30. Cum v-am obișnuit în această parte a show-ului matinal, facem revista presă locală. Da. Începem cu Graiul. Pe pagina 2, elicopter smurd solicitat pentru un călărășan aflat în comă în Zalău, un bărbat în vârstă de 52 de ani. Internat la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, a fost transportat ieri cu elicopterul smurd de la Spitalul Universitar din Capitală. Bun. Arababura cu impozitul agricol face viața amară fermierilor din Sălaj. Nici 30% dintre fermieri nu și-au depus declarațiile pentru impozit. Și Bănișorul aniversează mâine 800 de ani de atestare documentară. Mult! Da, o vârstă are frumoasă. 800 de ani. O va fi și echipa Regio TV la Bănișor mâine. Bun, Episcopia explică de ce scade încrederea în biserică. Ultimul sondaj de opinie realizat la nivel național arată că în ultima perioadă încrederea în biserică a scăzut cu aproximativ 6%. De la cote care atingeau în ultimii ani aproape 90%, uitați că a ajuns la 63%. Și probabil scandalurile care s-au ținut lanț de biserică în ultimii ani au făcut ca acest procentaj să scadă. Oricum, după cum spunea și Cipri, foarte multă lume a declarat biserica ca și instituția în care au încredere, nu pentru instituția în sine, ci pentru că ei cred în Dumnezeu. Da, vă spun și despre două scandaluri care au zguduit Episcopia Sălajului. Un transexual hoț rasofor la mănăstirea din Bobota. Un tip care în trecut cânta pe la festivalul de travestiți și a participat la concursuri de Miss Homosexualitate. A furat 25.000 de lei, bani preoveniți din donațiile credincioșilor făcute la mănăstirea din Bobota. Rasoforul Andrei. Acesta a fost făcut rasofor. De scenă la mănăstire. Da, la mănăstire avea numele de scenă rasoforul Andrei, iar în viața de travestită avea numele de scenă Cecil del Sol. Adică ceva cu soare. Sorin. Da. Acesta a fost organizatorul primului festival internațional pentru lesbiene, organizat în Cluj-Napoca la începutul 2009 la inițiativa asociației Ești Unică. Deci vă dați seama ce... Deci eu cred că scăderea în, mă rog, încrederea în instituția bisericii e invers proporțională cu creșterea vânzării la cosmetice. Deci da, cresc cosmeticele, că le cumpără ei și da, scadă normal, au scadă încrederea. Bun. Un alt scandal care a fost la noi în Sălaj. Este vorba despre încercarea de a-l transfera pe preotul Ioan Coste de la Biserica Sfântului Ștefan din Brădet la parohia din Brebi. După motivul care a fost invocat preotul Ioan Coste, că la mormântarea mamei sale a oficiat și un preot din Oradea care nu a avut acordul episcopului Petroniu. De fapt, substratul care este? Acel preot a fost contracandidatul lui, contracandidatul lui Petroniu la postul de episcop. Mai mult decât atât, ghiciți cine urma să vină în locul lui Ioan Coste la biserica din Brădet, nimeni altul decât Septimiu Gudea, finul vicarului de Sălaj, Vasile Rus. A fost un adevărat scandal cu jandarmi, cu ambulanțe, cu da, ieși afară, javră ordinară, rușine să vă fie. Am discutat despre acest subiect, nu mai intru în detalii. Astăzi este ultima zi de caniculă, de mâine vin ploile. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat caniculă azi în aproape toată țara. În Zalău, mercurul din termometre va indica valori de peste 30 de grade Celsius și până de mâine vremea se răcește și vin ploile. Valorile termice ating pragul de 26 de grade în timpul zilei și 12 grade în timpul nopții. Păi n-ar fi chiar atât de rău să nu plouă mult, adică mi-aș dori un august cu temperaturi de peste 20 ziua, seara mai răcoare, dar să nu plouă, adică și septembrie, adică se știe că o vară târzie și o toamnă mai
de vreme așa, ar trebui să fie și un septembrie cu temperaturi ok, să nu dea cu ploile, că dacă dă cu ploile, mare parte știți că ofertele astea cu 50% la mare sunt în septembrie. Deci început de septembrie, undeva până în 15 septembrie, ai oferte la 50% discount. Deci îți permis să mergi cu 500-600 de lei să stai o săptămână, două persoane la Mamaia, într-un hotel de 3-4 stele. Deci... Da. În păcate, noi nu o să putem merge pe litoral. Noi nu putem, nu ne permitem într-un hotel de 3-4 stele, ne trebuie de 5. Da. Avem aici un hotel. Avem, de... Noi suntem deja într-un hotel de 5 stele aici în studioul Regio TV. Da, e adevărat. Putem să ne facem marea aici la noi, dacă vrem. O mare înghesuială. Bun. Și trec la sport. Doi sălăjeni medaliați cu aur, doi juniori voleibaliști. Rareș Bălean și Mihai Cristea au câștigat Balcaneada rezervată cadeților la volei cu echipa de volei cu Naționala României. Simina Vezentan de la HC Zalău, sacrificată din nou, handbalista a fost împrumutată în Liga Secundă la CSM Bistrița. Nu intru la mănunte. Cu titlul sacrificat din nou, deja te gândești la multe chestii. Da. S-a renunțat la Cătălin Dinu. Jucătorul venit de la Minerul Mătăsari se desparte de FC Zalău după ce nu a apucat să joace niciun meci oficial. Bun. Și zăloanul Mihai Ciupe va juca în sezonul viitor la Universitatea Cluj. Da. Mihai Ciupe a fost unul dintre cei mai promițători juniori ai Zalăului. Da, unde și-a făcut juniori acolo? La Viitorul sau la FC Zalău? Unde a la volei, vorba de volei. A, de vezi, eu habar n-am. Cu Mihai Ciupe? Mihai Ciupe, da. A fost unul dintre cei mai promițători jucători. Da, a plecat în ultimul sezon, a fost la Piatra Neamț, uite acum a revenit la Universitatea Cluj. Aici, da, Universitatea Cluj stă destul de slabă la volei mai nou. Aveau când erau Ardaf, era bun. Era bună echipa de volei. Era Ardaf, Cluj era chiar ok. Da. O echipă de studenți, cred că sunt și mai prost plătiți ca la Zalău, mă gândesc, la Cluj. Bun, și mâine creștinii sărbătoresc Sfânta Maria Mare. Vă spun că 15 august este zi liberă prin lege. Sfântă Maria, sau nu? Nu așa vor avea zi liberă mâine de sărbătoarea Sfintei Marii. Codul muncii prevede ca, în cazul în care angajatorul nu poate acorda o zi liberă în 15 august, să plătească pentru această zi un spor salariat de 100% sau să acorde o altă zi liberă în următoarele 30 de zile. Această sărbătoare legală face parte dintr-o listă de 12 astfel de zile în care angajații români beneficiază de zi liberă. Cam atât cu gradul salariului de azi. Am făcut rapid o trecere în revista titlurilor celor mai importante. Da. Trece la magazin Selejan. Supărați pe guvernul Ponta, primarii selejeni se pregătesc să iasă în stradă. O serie de măsuri luate de către guvernele Ponta 1 și 2 în cele 15 luni de când se află la cârma țării au trezit nemulțumiri în rândul primarilor, edile amenințând că vor ieși în stradă în cazul în care nu vor fi băgați în seamă. Așa. Poftiți la Artă în Grădină. Grădina botanică Vasile Fati din orașul Jibou găzdește începând din această săptămână cea de-a doua ediție a simpozionului de arte vizuale Arta în Grădină. Da, amănuntele în pagina a doua. Și că medicii vor să protesteze, ei intenționează să organizeze în septembrie pichetări în toate județele pentru a obține salarii mai mari. Asta cu medicii chiar, eu zic că merită. Deci, nu știu dacă vor reuși, dar... Măcar să încerce. În România se știe că e, de obicei se încearcă și nu se rezolvă nimic. Baza relansării României a fost și este agricultura. Aveți un amplu material în paginile 4 și 5. Depistați de polițiști la volan sub influența alcoolului în pagina 6 și mii de sălăjeni ce își serbează onomastica de Sfânta Maria. Bun. Sălajul anului 2058... Este un editorial foarte interesant și mai mult așa umoristic, scris de Daniel Mureșan, Sălajul anului 2058. Vedeți ce se întâmplă cu cei care conduc frâiele județului, a orașului, prin 2058. Așa, posturile titularizabile din județ vor fi ocupate de suplinitori. Da. Cei care au obținut între 5 și 7 vor...
prelua ca suplinitor, mă rog, posturile rizabile, unde chiar ceilalți nu vor să meargă pe post. Adică, normal, dacă ți-ai luat un post la țară și vrei să rămâi în oraș la Zalău, se pot face acele transferuri și se rezolvă. Toate țin de Inspectoratul Școlar Județean. Da. Supărați pe guvernul Ponta, primarii sălejeni se pregătesc să iasă în stradă. O serie de măsuri luate de către guvernele Ponta 1 și 2 în cele 15 luni aduc nemulțumiri primarilor, în special celor de nie maghiar, adică udemeriști. Primăriile țin cu dinții de izlazuri, guvernul ia pâinea de la gura celor necăjiți și se vrea banii din impozitul agricol. Da. Proiectul salarizării va fi testat în 10 spitale din țară. Asta e de bine, că se încearcă și în sistemul sanitar o schimbare în bine. Vedem dacă o să și reușească. Nu știu dacă spitalul din Zalău a intrat în acest proiect, dar din câte știm noi, Bucureștiul nu prea ne bagă în seamă. Suntem prea mici pentru ei. Au acolo spitalele din zona Munteniei, Dobrogei, Olteniei și spunem și a Moldovei, că Ardealul își face singură. Noi ne descurcăm singuri, n-avem nevoie celor de la București. Bun, amplul material semnat de Daniel Mureșan, uite că a scris și editorialul, acum a scris și acest material. Baza relansării României a fost și este agricultura, un interviu cu domnul Lăpușan Alexandru, chiar în două pagini de ziar. Zvonoteca ne vorbește despre țepele care se mai trag pe internet. Cu siguranță fiecare ați primit un spam de genul acesta sau un e-mail de genul acela pe care îl veți citi astăzi în Zvonoteca. Depistați de polițiști la volan sub influența alcoolului, s-au întâmplat în Zalău și Șimleu Silvanii în acest weekend. Și pentru cei care merg la biserici, că tot am vorbit astăzi de mâine, va fi nebunie, lumea, buluc, își vor arde păcatele. Și așa, jandarmii sălăjeni vor asigura ordinea la biserici și mănăstiri. Adică dacă se găsesc pe acolo câțiva care scandalagii, care mai consumă ceva. Deci nu cred că există, probabil în Africa sau nu știu, nici acolo nu cred, dar nu cred în țările civilizate sau în Uniunea Europeană vorbind slujbele religioase să fie pozite cu jandarmi și de polițiști. Și aici ar trebui să-și pună un semn de întrebare. Deci nu cred că există undeva în Uniunea Europeană, hai să nu extrapolăm sau să ne gândim prea departe, dar nu cred că undeva în Uniunea Europeană slujbele sunt păzite cu jandarmi. Da. La fel și când, da, nu mai vorbesc, când se dau sarmale la biserică sau la apa sfințită, moarte bunit, de o... Frate. Sau când se pupă bucata. Să se dea câte trei să ajungă la fiecare, știi, cum era cu pâinea sau laptele. Să se dea câte două, trei sarmale să ajungă sau la fiecare. Sau când trebuie să pupe bucata de carne, știi? Da, da. Avea și dezastru, moarte de om. Vii jandarmi acolo săraci. De-abia mai rezistă, fac acolo gard uman să nu îmbarde aia biserica. Nu, da. Ei cred că toate chestiile astea sunt primite în fața lui Dumnezeu. Dacă mergi și te bați, dai coate în stânga, în dreapta, păi, împingi, dai cu piciorul, după aia ești mântuit după ce bei apa aia. Deci pentru că ai lovit și ai dat cu piciorul, cu cotul să-ți iei apa aia, după aia ortodoxă ești mântuit. Încurajează astfel de manifestări în sensul de, dacă vin moaștele, nu știu care, sfinte sau unui sfânt, să vină lumea bulucă, se întâmplă minuni. Adică trebuie să vii să pupi acolo cei de pupat și acolo, lângă ăsta e plin de jandarmi, așa, nu ai loc, știi, să... Cumva, da. Aveți în pagina 7 materialul semnat de Septimiu Berar. Deci, de fapt, a trimis la redacție o chestie, un rezumat al celor întâmplate în weekend vis-a-vis de Cupa Cento Group și realizatorul, organizatorul competiției a și semnat articolul. Bun.
Ar mai fi de povestit doar despre horoscopul zilei de astăzi și ultima pagină, mii de sălăjeni ce serbează onomastica de Sfântă Mărie. Peste 31.000 de sălăjence își vor sărbătorim mâine, 15 august, onomastica tica-tica, cu ocazia Sfintei Sărbători Creștine, Adormirea Maicii Domnului. Una din trei sălăjence poartă numele de Mărie, Mărioară sau Mariana. Mărie și Mărioară, mâine vei fi sărbată iară. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria, da. Că Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfântă Mărie Mare sau Sfântă Maria sau Uspensia, celebrează ziua în care Fecioara Maria și-a dat sfârșitul. În popor se spune că este ziua care desparte lunile călduroase de cele reci. Pe 15 august, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului. E și ziua Marinei, dar și zi libere pentru cei care lucrează. Adică pentru cei care lucrează la stat. In private, e altfel. Referitor la tradițiile populare specifice sărbătorii de mâine, se spune că în zorii acestei zile, femeile creștine trebuie să meargă la biserică cu mâncare aleasă și fructe din noua recoltă. Da, dar scuze-mă că te întrerup, să nu faceți ca și acești oameni, da? Dacă mergeți la biserică, să nu faceți ca și ei. Uitați-vă! Da, puteți observa și dumneavoastră cum românul se bate numele Domnului pentru niște aghiasmă. Să dau un pic mai încet să mă și auziți. Pentru apă sfințită ai să o da, puteți să se bată la apă sfințită, uite. A sfințit apa în bidon de 1000 de litri. Uite cum se împing, uite. Dar știm bine că apa sfințită nu face nici bine, nici rău. Da. De, a, ok. Ia ochelarii de la ochi. Chestia asta cu biserica, eu spunea cineva așa, nu era ateu care a spus-o, dar e foarte ușor de, cum să zic, hipnoză în masă, știi? Foarte ușor să-i aduci într-un loc, să le bagi în creier niște lucruri. Deci de asta biserica spune că are influență. Da, că e un fel de hipnoză în masă, ca să fiu mai rău. Spălare de creier? În zona asta de ce văd, îndobitocire în masă. Da, să continui cu cele sfinte. Tot în această zi de 15, da, mâine, tradiția populară spune că femeile trebuie să culeagă flori pe care le vor duce la biserică, iar bărbații vor schimba pălăria cu căciula pe motiv că se apropie toamna. E, mâine nu o să mergeți cu căciulă, va fi prea tare, deci căldura nu e. În această zi, în tradiția populară, se interzice scăldatul și se redeschide tradiția nunților până la intrarea în postul Crăciunului. E, o să văd eu mâine că Nea Buboi va închide ștrandul, că e, și mâine va fi lumea, nu? Dacă e cald. De la Biserica Sfânta Vineri, doar intră în supermarket să-și ia lumea ceva de aleguri, un bebeloi de ăla de băutură de asta cu drojdie și ja, la ștrandul tineretului. Nebunie, frate, mâine se va serba Sfântă Mare, că doar e concediu, e zi liberă pentru mulți. Da, bun, și că asta se redeschide tradiția nunților până la intrarea în postul Crăciunului. Sper că ai nunți, ai. Deja ce pe nebunie cu nunțile. Da, mă recăsătoresc. Da. Așa, odată la câteva săptămâni. Mai găsesc câte o mireasă. Lucrând și în weekend pe chestia asta cu nunțile, bune, am ajuns să urăz nunțile și mi se pare așa... Deja e plictisitor. Nu știu, am vrut să zic un cuvânt urât, dar nu îl zic. Mă gândesc că fiecare își dorește nunta să fie cea mai reușită așa, dar... Din ce văd acum mai nou la nunți, doar un spectacol de ăsta...
cât de cât ok, frumos. Hai că în ora următoare o să vă arătăm și niște imagini cu failuri de la nunți. Cu failuri? Da. Sunt... Adică cu greșeli sau cu slavă Domnului, momente penibile de la nunți. Slavă Domnului, sunt o grămadă. Chiar cineva îmi zicea alaltăieri că s-a zgârcit să plătească un cameraman și a zis, bă, hai să nu mai plătim camera, că avem o cameră de aia micuță, performantă, și o luase de ăștia care vin de afară, știi? Și luase camera de aia mică și zicea, bă, tata, unul din socrii, unul, tata, socru mic sau mare, a zis, bă, filmez eu în momentele mai importante, adică cerutul, dansul, așa. Și a filmat, într-adevăr, tata socru și când s-au dus să vadă filmarea, 4 ore din filmare era ochiul socrului, a făcut el ceva, a schimbat și și-a filmat el ochiul, știi? N-a reușit nimic să ia niciun cadru, doar ochiul. Probabil deci, era cu camera secundară, știi? Probabil avea camera secundară, obiectiv secundar. Și filma pe el. Eu fi apăsat omul ceva buton, că ăștia au zis că au reglat camera să ăsta, el numai să țină. S-a văzut 4 ore ochiul. Frați, am zis, bă, mai trebuie să refacă nunta, mă, pentru momentele, pentru dans, pentru cerut, pentru ăsta, că 4 ore să vezi un ochi. Da, sunt momente interese, dar sunt foarte, foarte da, multe. Da, sunt așa. La fiecare nuntă există câte un gicu. De ăsta care vine și te stresează la muzică, la cameră, vine și spune da. Că hai și da, da, tot timpul. Și nu numai, să zic că un gen care se dă în spectacol, știi? Da, și ăla. La... Paiangă nu știe, era... l-am văzut pe unul la nuntă, avea un dans dintre la mondial. Deci angrez... super tare, sunt parcă, parcă avea toate membrele fracturate. Nu știu, avea un dans de genul... Da. Fiate, Paiangă nu numai râde, dar mi-a zis Cosmin că la o nuntă el era cu muzica, știi? Și a zis că unul era băut și tot venea să-i dea plicul lui, știi? Și a zis Cosmin, bă, nu, du-te acolo la mir și dă plicul, știi? Și ăla s-a dus la baie și venea cu pantalonii vine și s-a pus la râd. Nu s-a cheat bine, bănesc, la curea la șlis și până a ajuns la... stătea la râd cu plicul cu pantalul. Până s-a dus și eu l-am văzut la luat, bă. Faze de ăsta penale la... la fiecare nuntă. La nuntă. Oh, stai că... Man. Bine, stai. Era unul la o nuntă, tot așa, din genul... din zona teologiei, după ce... După ce a băut câteva pahare, așa făcea, avea un tic nervos. Poate era... Mai bea un pahar? Da. Bine. Bun. Hai că luăm o scurtă pauză de publicitate și ne revedem la ora 9. Atunci o să vă arătăm și de pe YouTube anumite... Ne mai ducem aminte. Clipuri, da. Cu greșeli, cu momente penibile de la noți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.